Săptămâna trecută publicam un versus între două dintre cele mai jucate titluri de pe planetă, Fortnite versus PUBG, variantele mainstream. De ce doar variantele mainstream? Ei bine, pentru că la data aceea, variantele de mobile existau doar în eter și de atunci până acum, așa cum ne-a obișnuit ritmul accelerat al industriei jocurilor și al tehnologiei, au ieșit într-un final și variantele de mobile. Sfios, mai întâi pe iOS, mai puțin pe Android, unde este un pic mai complicat, dar într-un final putem să jucăm două dintre cele mai populare jocuri de pe planetă, pe mobile. Iar asta este ceea ce contează, nu? Faptul că am primit portări surprinzător de bune pentru ambele jocuri este un pas înainte în direcția cea bună, iar asta atestă faptul că mobilele nu mai sunt de mult un spațiu în care producătorii încearcă idei adiacente proiectului mare, așa cum a fost cazul lui Black Flag sau GTA. Puterea de procesare a crescut vizibil, iar jocuri pe care altminteri nu le poți juca pe rabla de PC de acasă, acum sunt disponibile pe mobile, ceea ce crește accesibilitatea și, evident, numărul de jucători. Indiferent că vorbim despre Fortnite sau PUBG, aceste două titluri au un fanbase extrem de mare, iar faptul că Fortnite este disponibil și pe iOS nu face decât să ridice și mai mult acest număr de potențial jucători. Și să nu uităm faptul că ambele jocuri sunt totalmente MOCA pe mobile, chestie care nu face decât să sporească și mai mult popularitatea, pentru că până la urmă, ce este mai ieftin decât gratis? Dar înainte să declarăm un câștigător, haide să ne uităm peste deosebirile reale între cele două titluri, asta pentru a ne face o idee generală despre gameplay. Facem asta pentru că există diferențiatori clari între cele două jocuri, PUBG mergând mai mult pe finețe și realism, în timp ce Fortnite are o abordare mai simplistă, fără să te lase să-ți editezi armele în detaliu sau să te joci pe hărți super complexe. Discutăm despre două abordări de gameplay diferite care se adresează unui anume tip de jucător. Dacă Fortnite este drop and play, poate nu mori. PUBG este metodic și mai puțin transparent în mecanicile de joc pe care jucătorul urmează să le înțeleagă, fiind necesară o înțelegere adâncă a metagame-ului pentru a te putea numi un jucător bun. Asta nu înseamnă că Fortnite nu oferă și el ceva, modificatorul în acest caz fiind faptul că poți să-ți construiești forturi și să înțelegi mai ușor gameplay-ul. Chiar și așa, asta nu schimbă cu nimic baza, faptul că ambele jocuri sunt Battle Royale, în care te parașutezi dintr-un vehicul zburător și încerci să-ți rupi pe genunchi competiția. Acestea fiind spuse, diferențele între cele două jocuri sunt cât se poate de vizibile, PUBG mizând încă pe flexibilitate și Fortnite păstrând filozofia de gameplay și oferind un joc la fel de accesibil, dar cu un meta neiertător. Spre exemplu, Fortnite Battle Royale este disponibil pe iOS în acest moment, începând cu iPhone 6S, iPhone SE, iPad Mini 4, iPad Pro și iPad Air 2, în timp ce PUBG propune iOS și Android, atât timp cât ai Android 5.1.1 și un minim de 2 GB RAM. Noi ne-am limitat la variantele de iOS, asta pentru a păstra o singură platformă de test și am încercat ambele titluri. După un scurt download de 2 GB de informație pentru a putea juca Fortnite și 900 de MB pentru PUBG, am instalat jocurile și ne-am apucat de treabă. Zis și făcut, așa că ne-am înscris pentru început într-un match de Fortnite, asta pentru accesibilitate și pentru că varianta de mobile este mult mai apropiată de cea de PC și console. Aici cel mai probabil se vede flexibilitatea motorului Unreal, Fortnite oferind practic o versiune a ceea ce joci pe PC, doar că acum o poți rula pe un ecran mai mic. În PUBG lucrurile stau altfel. Cu toate că ai opțiunea de a customiza butoanele și de a seta rezoluții, varianta de mobile este o clonă a jocului ce rulează pe mobile și nu prea are legătură cu jocul mainstream. Asta spre deosebire de Fortnite, unde poți să te loghezi cu al tău cont Epic și să continui să zborzi cu fițe. Ba mai mult, îți mai și ridici rank-ul în metrou, de exemplu. Aici PUBG primește câteva puncte în minus. Unul pentru faptul că este o reinterpretare a jocului original și altul pentru integrarea comunității. Pe de altă parte, trebuie luat în considerare și faptul că dezvoltarea lui PUBG Mobile a avut parte de hopuri majore, jocul fiind plimbat pe aici pe colo, asta afectând cel mai probabil forma finală a acestuia. Probabil din acest motiv s-a ales o reinventare într-un motor nou pentru varianta de mobile. De altfel, Fortnite are o direcție artistică ce se pretează mult mai bine la un joc de mobile, grafica simplistă și meta-ul accesibil fiind ideale pe ecranul unui telefon. PUBG, cu toate că greoi în unele ipostaze pe mobil, oferă customizare, iar nivelul de complexitate te poate scoate uneori din sărite, managementul inventarului fiind una dintre cele mai mari probleme ale jocului. Totuși, dacă este să delimităm un câștigător clar, lucrurile nu sunt prea simple. Asta pentru că un jucător cu state vechi în PUBG se va acomoda destul de repede cu ecranul unui telefon, dar un nou venit s-ar putea să fie pierdut, motiv pentru care grafica și meta-ul sunt lucruri care țin de preferințele utilizatorului. Noi preferăm Fortnite din punct de vedere grafic, în comparație cu nivelul de complexitate pe care PUBG îl afișează. Mai simplu
discutăm despre o abordare realistă versus una arcade, în funcție de ce te atrage mai mult. Noi suntem fani TF2, voi poate CS. Bun, vizualul și meta-ul sunt după preferințe, dar gameplay-ul? Aici lucrurile stau dubios, am putea spune. Asta pentru că discutăm despre două portări relativ tinere, care încă nu și-au făcut rundele și nu și-au câștigat gradele printre gameri, iar probleme la lansare sunt destule. Dacă în Fortnite poți să stai câteva minute până să prinzi un match, în PUBG situația este diferită, putând să intri oricând într-un match. Asta pentru că PUBG introduce pe lângă jucători și boți, acesta fiind și motivul pentru care poți să scoți asemenea victorii pe mobile. Boții. Un element mai puțin știut de comunitate, de altfel, prezența boților simplifică foarte mult gameplay-ul lui PUBG Mobile, comparativ cu Fortnite, unde fiecare jucător pe care îl întâlnești este un gamer real. Sigur, asta te lasă să te acomodezi cu nivelul de complexitate pe care PUBG l-are, dar pe de altă parte, dacă faci trecerea de la mobile la PC, vei învăța instant că nu ai nici cea mai vagă idee cum să țintești sau cum funcționează jocul cu adevărat. În altă ordine de idei, hardware-ul este și el o problemă. Noi am ales un iPhone 10, un telefon de top cu dotări impresionante, pe care ambele jocuri rulează absolut bestial. Din păcate, pe generații mai vechi, creația celor de la Epic se pare că rulează ca un... în fine, existând deconectări, supraîncălziri și probleme generate de compatibilitatea cu terminalele mai vechi. În contrast, PUBG rulează surprinzător de bine pe mai orice terminal, oferind opțiuni grafice, customizarea butoanelor pe ecran și mai multă flexibilitate. În acest caz, cel puțin în acest moment, PUBG pare să fie un joc mai stabil, general vorbind, și mult mai înțelegător cu hardware-ul telefonului tău, în timp ce Fortnite se cam înneacă pe terminale mai vechi. Cel mai probabil, aceste probleme de compatibilitate și fluiditate în gameplay se vor rezolva pe parcurs, dar acum la lansare, PUBG câștigă lupta la capitolul compatibilitate. La capitolul mecanică de joc există câțiva diferențiatori între cele două variante și contrapartea lor de PC, existând tweak-uri de gameplay pentru a face jocul mai accesibil. Am menționat customizarea butoanelor pe ecran în PUBG, dar pe lângă asta avem și alte câteva elemente, precum Free Look, care îți oferă o cameră independentă de crosshair, ce îți permite să te uiți în jurul tău. O mecanică ce te ajută activ și te poate ajuta să reperezi mai repede inamicii. Pe de altă parte, o astfel de opțiune te-ar putea ajuta să te descurci mai bine cu loot-ul, neriscând să pierzi un chest sau niște iteme într-o casă din cauza ecranului mic. Și pentru că tot am vorbit despre loot, Fortnite și PUBG au abordări diferite când vine vorba de felul în care îți gestionezi loot-ul acumulat. Mai ales dacă discutăm despre un ecran mititel pe care trebuie să manageriezi fiecare muzzle brake și shotgun. Dacă în Fortnite trebuie doar să treci peste obiecte pentru a le putea ridica automat, în PUBG Mobile jocul îți pune și cele mai bune atașamente pe tine, chestie care te ajută mult în flow-ul jocului și destresează jucătorul. Iar pop-up-urile acompaniate de mesaje vizibile pe ecran ajută și ele, atât în luptă, cât și în căutarea de loot. Sunt abordări diferite, dar până la urmă ține mult de jucător. Dacă stai să bibilești arma, riști să pierzi o confruntare în PUBG, Fortnite oferind arme colorate, fără atașamente și reușește să simplifice jocul în tot acest proces. Nu ai scopuri care să-ți dea dureri de cap, ai doar arme care vin în diverse rarități, de la normal la epic, fiecare oferind ceva boost de damage. Sunt două abordări de design diferite, dar până la urmă, un câștigător clar este Fortnite, cel puțin în acest moment. Mult mai pentru toată lumea, am putea spune, dar ambele portări au probleme pe terminale mai vechi și se neacă din când în când cu câte un cadru sau două. Este vorba despre preferințele fiecăruia, pentru că până la urmă există oameni care preferă PUBG pe PC și Fortnite pe mobile, tocmai pentru că este mult mai ușor de jucat și de terminat un match în metrou, în comparație cu PUBG, unde un match s-ar putea să se întindă o idee mai mult. Este o chestie de preferințe, iar aici trebuie să punem în balanță și elementele pro și contra pentru fiecare platformă. Având în vedere că noi am testat doar pe iPhone 10 jocurile, plaja noastră este ușor limitată, iar producătorii au lansat soft jocul, ceea ce înseamnă că nu are o plajă atât de mare de jucători, încât să ne permită să oferim un verdict definitiv. Chiar și așa, pe barba noastră și pe experiențele noastre frustrante din ultimele câteva zile în cadrul ambelor jocuri, putem spune că dacă ai un telefon Apple mai vechi, s-ar putea să te cam uiți la PUBG, care pare să meargă și pe o coajă de telefon cu 2 GB de RAM. Mai mult, are nevoie de mai puțin spațiu. Pe de altă parte, experiența în Fortnite este recreată 1-1 în varianta de mobile, fiind practic un scale-down al întregului joc. Există motive pro și contra pentru ambele platforme, iar cele mai multe sunt strict legate de gameplay. Totuși, dacă este să ne întrebați pe noi, Fortnite promite mult mai multe pe mobile în comparație cu PUBG. Integrarea contului și faptul că îți poți trece progresul pe ce platformă îți convine să te joci este un plus enorm. Pe lângă asta avem și problema boților din PUBG, care scad curba de dificultate și mai mult.
Cel mai probabil pe viitor, multe dintre aceste probleme se vor rezolva. Dar în acest moment, în care două jocuri Battle Royale fac ocolul planetei pe mobile, Fortnite câștigă detașat. Asta nu înseamnă că nu vom reveni asupra acestei comparații, în momentul în care aceste două jocuri primesc ambele portări pe Android și ceva mai multe update-uri. Cel mai probabil, într-o lună, vom reveni cu un PUBG vs. Fortnite Mobile Redux pentru a vedea dacă aceste două jocuri au evoluat, stagnat sau involuat. Dar până atunci, Fortnite și Epic Games țin bine de titlul de câștigător, dar și PUBG promite o evoluție viitoare interesantă pe mobile.